Pentru că am făcut toate lucrurile la fotbal alături de Bogdan și Danu, de la șuturi în vinclu. Probe de tehnică. Bun, bun. Mișto asta. Goluri din tribună, chiar ne-am urcat pe o scară cu mingea pe picior și aici nu a fost bine pentru mine. It's me, Mario. Așa că azi o să reacționăm la cele mai virale scheme la fotbal de pe TikTok. 10.000 de like-uri să continuăm această serie. Ia să vedem. PSG cu Barcelona. Au, nu, Di Maria, nu. Di Maria. Bă, să vreau și cu Maria niște execuții să mă bată toate, dacă nu. Ce asta? 2-0. PSG? Ai, nu m-a dat pe spate. Nu, și pe mine. Bine, eu vorbesc pe canapea asta. Păi nu mai contează, e 2-0, ce să mai... Nu mă interesează scorul, mă interesează fazele de... 3-0, PSG. Mă interesează golul. Tot Di Maria. Și Di Maria. De exemplu, ăsta a fost mai șmecher ca celălalt. Da? Din afara care nu e așa. Pas frumos. Cavani, 4-0. Era Messi cu Neymar, era MSN-ul. Meciul retur. Ăsta e meciul retur la Barcelona. Poate ăștia cu 4-5-1 sau nu știu cât, sau nu? Nu e ăla? Da, ăla e. Gol. Incredibil ce meci a fost aici. Gol Suarez aici. Mamă, ce a făcut Iniesta acolo. Cu călcâiul, nu? Era spera Messi aici. E penalti, gol, 3-0. Ciocaneală, l-a dat ciocaneală în asta la discuție. Neymar? Unde i-a prins, s-a băgat. Mamă, ce gol, ce-a? Aici a plonjon, nu? Penalti și? Bă, ce gol a dat, gol stru asta. 4 gol, nu? Mai de una. De ce intrare acum? Da, că mi se pare că au dat și aici un gol și cei de la PSG. Orice acolo. Și acum era 4-1 și acum 5-1. Dezlănțuit, dar sări tribuna. A fost 5-1 în ultimul minut. Orice, ți-am zis? A nebunit tribuna. Mamă. Ce senzație, nu? Să vezi un meci. Să fii mie puțin mi s-a părut așa la penaltele la acolo, la Suarez. La Suarez, când a fost? Aoleu. Mamă, ce s-a întâmplat aici? Mamă, dar fii atent. Vezi că nu mulți erau pe jocul când se întâmpla astfel de lucruri. Adică am mai văzut idioți din ăștia care... Continuă faza. Continuă faza. Uite, dat-o afară, puteați da gol. Da. Gol. Uite mă, de la Sepsi, din campionatul României. Ia uite. M-am cred că a făcut ruptură. A făcut ruptură asta. Ruptură sau întindere. Și dacă a oprit jocul. Ia ce mai fătă, nu șuturi. Maaa! De unde a venit asta, măi, Ibrahimovic? Ibrahimovic! Uite cum a dat! Mamă, ce ciocane a dat! Incredibil așa ceva! 150 de kilometri! Mama mea, 150? Ia! E boa! 154! Maaa! Nu n-am avut timp să văd, stai! Deci nu s-a văzut mingea, mă! Ce ciocane! Incredibil, mă! Dar cum a dat din drop, ai văzut că dai mereu mai tare, așa? Da! 154, 119 Ronaldo, cu Porto, maaa! Dă-te-n, băi, ești prost! Dar de unde a dat, bă, băiatule? Ce farsă a dus. Ce are? Nemișcată mingea. Tu că tot ziceai de Manchester, maaa! N-au apucat să văd. Dar nu înțeleg, nu văd, prea uite aici. Cum s-a dus 123, da? 131 de kilometri asta. Maaa! Și a rămas portarul. Nemișcat. Bă, da! Bă, nu s-a mișcat mingea în aer, mă. Uite-te, uite-te la asta. Nu s-a mișcat mingea în aer, frate. Hai ce să faci, direct în vincul s-a dus. Nu uitați că am lansat cartea Vreau să devin fotbalist. A fost vândută în mii de exemplare, așa că vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru acest lucru și nu uitați, o găsiți în primul link din descriere, așa că repede, pentru că dacă sunteți fotbaliști, aveți nevoie cu siguranță de aceste informații. Uite asta, am făcut-o noi. Legend, hai că am făcut-o noi dacă e. Am încercat să facem. Eu și acum am în dubiu. A lovit bara sau nu? Da. Bară gol a fost. Bară gol. Bă, ce fost deci. 189 de kilometri. Bă, n-am văzut tot rău. Bă, nu se vede. Nu văd, mă, frate. Deci... Haide, ce să vezi, mă, 189 de kilometri? Eu de 201, Podolski. Bă, de lângă mă, de gol. 201, cred că e cel mai puternic șut, ia. Ia, îi venea... Doamne, viața mea.
N-am văzut așa a ceva. Fii atent că a pus și mâna. Ia. Ce a făcut? Bă, direct. A dat pas înapoi ăla. Cine e asta? Ce facem? L-am văzut că e Mbappe. A sărit de sărit în... Maa. Asta e... E teleghidat, era pe telecomandă aici. E incredibil ce a făcut Messi la golul ăsta. Multe de astea are. Are o grămadă, ăsta e stilul lui. Aaaa. S-a terminat. Șef, pe zonă. Aici a fost aplaudat de fanii lui Juventus. De aia s-a dus acolo. Deci e pe aici, nu? Da. Aici e faza iconică cu tricoul lui Messi. Când a pus Messi aici. Ce-mi place faza asta. Și n-ai cum, n-ai cum așa ceva, deci niciodată nu o să mai vedem așa ceva în istorie, nimeni nu o să mai facă treaba asta. Asta e ca lovitura lui Roberto Carlos. Da. Mama mea, ce-mi place și ăsta, ce-mi place și ăsta. Vai, lău, asta bugura ca Ronaldo. Optimul și unde i-a dat, bă, departe. Și vezi că o dă în colțul lung, vezi? Optimul se duce, la colțul lung. Incredibil. Deci că a dat perfect să pădea acolo, la colțul lung. Cum a salvat? Salvat-o. Ce-a făcut? Hai mă, nu cred! Da? Și ăsta o respinge cu spatele. Incredibil, asta e recentă. Da, mă. Ce uite pe ăsta? Cu pieptul, da, asta am văzut live meciul ăla. Ia uite. Dar asta eu zic la unul, dacă era VAR atunci era gol. Mamă, ăsta e David Luiz la un campionat mondial. Bar. L-au luat bătaie la Germania cu 7-1 atunci, atunci a fost. Uite, ăsta de exemplu mi s-a părut gol, dacă era VAR. Depinde, că știi cum e cu regula, cu toată mingea. Da. Uite, nu vine să cred că a ratat Robben de acolo. Ce bar este? Bă! Miller, mă, uite cum a scos-o, mă. Milner, pardon. Ia, vezi asta, mă. Bateng. Ia. Jap. Aia era pe vincul acolo, zicea. Asta Luis Diaz. Cam de el, no look. Ma. Oooo, mamă, deci... Ia-o pe asta. Foai de cap. Ia-o pe asta. Mama mea. Preferata mea. Mamă. Mamă, cum s-a dus, rachetă s-a dus. Dar și Messi, a doua oară. Mâncați-și. Mă crezi? Mamă, iubesc astea. M-aș uitat 8 zile în politică. Ia, Pulisic, mamă, la... Șeful! Uite-l pe șeful lor, Ronaldinho. Da, m-a luat să fac părul pe mine. Mă, ce-a făcut? Mi-a spart creierul. Aoleu, Eriksen, ce-ai făcut acolo? Bale! Bale, Bale. Bale la Pogba. Hai, loc, cum a tras-o. Și a dat-o pe la spate. Nu, m-a șutat la ăștia. Ia uite ce a făcut. Cancelul, ia uite ce a făcut ăsta. S-a dus la pâine. Mamă mea, deci o plăcere să te uiți la... Ăstea, mă? Ce-a dat? Cele mai tari faze astea. Fuuu, mamă. Astea sunt râte, mă, ce mai faceți de astea? Bă, dar ăsta aici mi-a spart trebuie. Nu și-a făcut. Dar dă-o la cașa, frate. Puțin plăcerea mea, vă rog frumos, dacă se poate, că... Da, se le poate, știu pe de rost, dar sunt nebunit. Să vedeți și voi ce făcea Ronaldinho și de ce zice Bogdan de Ronaldinho mereu. Da. Și mai aveți și semnătura lui în cameră aici, prezentă. Nu, vă rog frumos. Mamă, ce stop. Și uite, pasă pentru Julie. Nu există, credeți-mă. Hop, stai puțin. Ma. Bă, avea un stil incredibil, frate. Uite cum să te amingea, ce lin era. Na. Ce lin. Foai, rău. Bă, când o făcea pe asta, se termina. Da. Ca să știți de aici a plecat șmecherea, da? Cu elasticul, cu ăstea, ca idei. Uite ce a făcut aici. A ținut mingea pe picior și a dat-o peste adversar. Fii atent ăsta aici. Bam. Și aici a plecat. Și orice fel ridicul ăla. Aici a plecat, după aia. Ce ai, mă, frate? Foi, cum s-a dus jos. Hop, stai acolo. Cu Valencia juca. Cu Nike-urile alea vechi, frate. Am și eu o pereche de avizii de aia. Băi, ce aici? Aha. Ia gol cu Chelsea. Sergio Ramos, ce faci, mă, tati? Unde te duci? Hop! Când era și el tânăr fecior. Era și el tânăr fecior, nu era pe topoare atunci. Na, mă, na.
N-am. Fetele la spate, fetele la spate și au primit mingea. N-am, explic mi-o pas și o dăm lor. Și nu există, mă. Pentru mine nu s-a pus stop la orice dribbling. N-am. Ce ai, mă, frate? Ce crăci a dat. Cum avea o boală cu nou lucru. Da. Era lui. Ia uite, unde te-ai dus? La liniști, pe la asta, ai zis, gata, nu mai mă duc. V-a făcut din aia în aer, frate, dacă dă reloare, să vezi, elastic din ăla în aer la pasta asta acolo. Momentul meu favorit din toată cariera lui Ronaldo și mi-a plăcut cel mai mult, că după aia că s-a dus la Real, aștepta numai pase. Nu știu, aici adică mai făcea și câte o fază. Aici mi s-a părut că s-a dezvoltat cel mai mult din punctul ăsta de vedere al fotbalului. Dribla foarte mult, muncea foarte mult pentru orice minge, alerga non-stop, nu-l vedea niciodată să stea. Da, era și pe altă poziție. Ce poziție era? Mijlocaș stânga. Sau stânga sau dreapta. Stânga, dar oricum, rupea, era... Nu mai știa ăsta, gata, l-a pierdut acolo. Ai văzut ce a fost acolo, era rupea. Uite. Una, două, trei, patru, cinci, gata, s-a dus. Avea trei din. Uite aici, asta e genială faza asta aici. Ăsta era, nu aștia, făcea cu burubic în cap în mână. I-a dat-o la picioare, n-ai văzut, nu? L-a liniștit. Ia. Hop. Hop, hop. Stați nebunile, mai ce fără. Uite cum se vede aici când mă trage. Aici. Mamă, când pleca bicicleta aia și pam, înăuntru, interior, nu mai înțelegeai nimic. Nici el nu cred că mai aștia la un moment dat, dar îl ieșeau. El crezi... Cred că dădea drumul la biciclete și ce iese, știi? Da. Îl simțea cu o perde. Mamă, ce trebuie plecat. Da. Ce mișto e asta, ai văzut? Oooo, de picioare. Mamă! Asta era și colțul lung. Oh! Mamă, l-a aruncat pe ăsta amândoi. S-au lovit ăia acolo. Stai, mă, nebun. Opa! Vei, ce urât e când bagi al necare și ăla e încă. Da, când ți-o face, când ți-o întoarce. Vai, ce urât e senzația, mă, frate. Am avut stopa. Îi dă direct la picioare. Pe asta te-l percălește. Și pe asta. Portugalia cu Luxemburg. Asta e pe de amândoi, ai văzut? Da. Mamă, și acum ai văzut cum e? Nu mai e fit. Da, nu mai e fit. Bine, ce aici nu era? Că a băgat numai bericioaică și ceafă de porc la grătar, cred că. Nu m-a prățat. Da, uite ce face aici. A făcut, da. Bine, ce vrei, și-a făcut treaba omul. Păi da. Niște milioane de euro pus deoparte, tot ce trebuie, ce mai rău păi de făcut. Contract cu Nike. Și acum mai are contract cu Nike. Mereu prezent la evenimente, la tot. Unde-s fotbaliști, unde-s asta? E impresar, are firmă de impresariat. Păi și nu, mai ia și pe mine oare. Ba da. Impresarul lui Vinicius. Cred că mi-a scris, dar am pierdut pentru mesaje. Păi clar, am multe rău. Bun, dacă v-au plăcut videourile pe care le-ați văzut acum de pe TikTok, o să continuăm să mai facem reacții. Apăsați butonul de like, 10.000 de like-uri. Și o să mai trecem prin niște momente virale de genul acesta, puteți să-mi trimiteți video pe Instagram. Aștept etichetezi lumea, da. Frate, și da. După aia tu te uiți la ele, ce le se pare lor șmecher, dacă văd faze șmecher. Găsesc compilații acolo, din alea care conțin mai multe faze într-unul, ca să nu fie cât un TikTok așa la fiecare în parte. Mai lungi, adică. Super idee, dați-mi tag acolo. Like.